Prea iubiților, să deschidem Sfânta Carte Biblia și să ascultăm un pasaj care sunt convins că a fost citit în cele mai multe biserici aseară. Îl vom reauzi și în această dupămasă. Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 13 până la versetul 35, pagina în Sfânta Scriptură 1023. În aceea zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri L-au dat să fie osândit la moarte și L-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este Acel care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Le s-au dus de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și a venit și a spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El și au zis, Rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut. Dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Hristos a înviat. Cineva a stat lângă mine în biserică, cred că cu vreun an în urmă, și era o atmosferă foarte frumoasă, la fel de frumoasă ca cea din seara asta de la Elim. Și mi-a șoptit la ureche, nu e așa, Gabi, că aici miroase a rai? Și eu m-am întors și am început să miros. Și am zis, ai dreptate, aici chiar miroase a rai. Și acum, pentru că tuturor ne place parfumul, mai ales în partea asta, ba, nici noi de bărbați nu le sunt mai prejos în ultimii ani, vă întrebați, care o fi parfumul ăsta? Rai! Că mi-am propus să fac reclamă din toată ființa mea la acest parfum în seara asta. Pentru că dacă aici miroase a rai, atunci trebuie să știm de unde și care este parfumul ăsta. Și vreau să vă spun, parfumul raiului e viața veșnică. Și să spunem din toată inima, Cel care are viața veșnică să ne parfumeze pe toți în seara asta. Și acesta este Iisus Hristos Domnul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lăsați-vă parfumați de Dumnezeu, de Iisus Hristos care este viața, și Dumnezeu să ne ajute să rămânem veșnic în prezența Lui în veșnicie. Amin. Că doar Biblia asta spune că toți care au cunoscut pe Iisus Hristos sunt un parfum, o mireasă. De la viață, înspre ce? Înspre cimitir. Înspre viață. Așa că deodată e foarte frumos că suntem creștini și e foarte frumos că suntem pocăiți. Dumnezeu să ne umple de puterea Lui și de prezența Lui în această dupămasă. Mă bucur să revin în Timișoara, în Banat, și mă bucur să revin din nou în Elim. Dar n-au trecut, cred că, de câteva săptămâni de când am fost împreună la evanghelizare și așa m-a rânduit Dumnezeu prin Harul Lui să putem să fim din nou împreună în seara asta. Nu pentru că eu aș fi important, ci pentru că părtășia împreună este o minune pe care Dumnezeu ne-a dat-o în dar. Glorie Domnului! Am auzit lucruri frumoase despre acest marș. Mă bucur că țineți flacăra vie la Timișoara. Ne inspirați pe toți din provincie. Ieri a fost a doua ediție la Bistrița de Marș al Învierii. A fost anul trecut prima, acum este a doua și vom continua și noi. Continuați și dumneavoastră, pentru că doar se spune că de aici se dă ora exactă. Deși cei de la Arad, de câte ori am auzit că acolo ar fi Big Band-ul, da? Dumneavoastră să nu vă lăsați, pentru că într-adevăr revoluția a pornit din Timișoara și Dumnezeu să binecuvânteze ca Timișoara și România să fie mântuită și toată biserica să spunem amin. Amin. Și marșul Învierii să fie 24 din 24 în inimile noastre. Hristos să fie viu! Hristos să fie viu! Hristos să fie viu! Când mă gândesc că de la catedrală până aici cu un Hristos viu, nu v-ați mulțumi. Așa că mă bucur să fim împreună și pentru minutele care urmează, fratele Moț, păstor iubit al bisericii, a zis: Gabi, noi pe la 8:30 terminăm. Acum nu cred că vă doriți asta, dar cine știe, să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Mereu îmi propun să predic scurt și mă trezesc în final, în altă parte. Da, dacă toate sunt bune, nu sunt supărat, dar nu întotdeauna a fost bine și atunci am fost supărat. Să fim sinceri. Așa că mă rog din toată inima Dumnezeu să aibă milă de mine prima dată, Dumnezeu să-mi dea lumină și inspirație și să putem să rămânem așezați lângă cuvântul Scripturii. Amin. Am să vă aduc aminte pentru început, nu știu, sper să fi avut foarte puține momente în viață de genul ăsta, da? Mă gândesc că unul tot ați avut. Și e neplăcut momentul ăsta, care sună cam așa. Tu nu vezi că nu te pricepi? Bă, dacă tu nu te pricepi, de ce te bagi? A simțit când cineva v-a spus asta? Într-un cuvânt îmi sugera că sunt un depriceput. Și vă dați seama, mai ales pentru noi românii, cât e de greu de suportat asemenea frază, că doar noi știm despre noi că s-a spus, că spunem că noi ne pricepem la toate. Și când cineva îndrăznește să ne calce pe noi pe bombeul ăsta, să ne spună: bă, dar voi nu vă pricepeți, parcă toți luăm foc deodată. Eu nu știu cum ați reacționat atunci când cineva v-a făcut nepricepuți. Contează foarte mult, e drept, că acest soi de jignire, de a fi umilit de altcineva, este gradual mai tare, mai mic, mă afectează funcție de persoana care îmi spune lucrul ăsta. Că dacă a venit profesorul de matematică, mie, care nu mi-a plăcut niciodată matematică, spune: bă, du-te în bancă că tu nu te pricepi. Sunai dreptate, chiar așa, nu m-am sijignit deloc, că nu mă pricepeam. Și dumnealui e profesor și știe foarte bine asta. Da, au fost și sunt alte laturi în viața mea în care atunci când cineva a încercat să vină să spună că nu mă pricep, am avut un soi de reacții. Cele mai cuminți reacții sunt de genul ăsta: hai să te văd pe tine! Rugându-mă cu toată ființa mea în zona aia să o dea și el în bară. Lasă-l văd și pe asta. Și așa mai departe. E drept, așa e. Noi ne-am hrănit, românii, sper că nu ne vom mai hrăni multă vreme din fraza asta că ne pricepem la toate. Adică, fratele Gheorghe David de Seici,
toți ne pricepe la politică, nu-i așa? Ore întregi mi-am pierdut, mi-am pierdut și eu vorbind despre politică. Nu știu dacă le-am pierdut sau nu. Abar n-am, voi vedea. De multe ori am spus, păi de ce nu ne invită pe noi acolo la televiziune, la un show seara, pe noi care suntem aici la masă? Că doar noi ne pricepem mai bine decât mulți care vorbesc acolo. Asta credeam noi, nu știu ce făceam dacă eram acolo. Da, ce mai contează? Noi ne pricepem toți la fotbal, aici și bărbații, dar și femeile uneori nu se lasă mai jos. Alaltă ieri am fost la cineva în casă și m-a invitat să mănânc doi mici și am fost stupefiat să văd pe doamna de acolo cât de bine se pricepea la tot fotbalul din Europa și așa și la nume de fotbaliști, încât am rămas mască și mi-am dat seama că eu sunt un nepriceput, deși eu zic că mă pricep în zona aia. Ca să nu fiu foarte spiritual, poate o grămadă, nu o să mă mai iubiți din seara asta, da? Îmi asum riscul. Și toți ne pricepem la fotbal, toți ne pricepem noi românii la agricultură. Suntem mecanici, suntem electricieni, știm să schimbăm priză, știm să facem aia, ne pricepem toți la modă, știm să asortăm, știm să învârtim și aș putea să continui în lista asta foarte departe. Și atunci când ceva îmi trebuie, nu te pricep, deodată mă întreb, bă, da, care-i problema? Ca să nu vă mai spun că și în zona religioasă foarte mulți ne pricepem cum ar trebui să fim și cum ar trebui să stăm în picioare, în cap, în mâini, să mergem, să ne învârtim, să ne sucim. Și deodată suntem o armată aici de foarte mare mulțime de oameni care suntem foarte pricepuți. Și acum să vin eu de acolo, de la biserică, de la munte, să spun aici în Banat, unde este fruntea țării, că dumneavoastră nu sunteți pricepuți, ar fi o dovadă de risc imens. Și cred că aș fi ultima dată în Timișoara. Cineva îmi spune aici să te ferească Domnul. Dar ascultați-mă. Vă întreb pe dumneavoastră în această seară, că știți de ani de zile textul. Cum s-o fi simțit cei doi care mergeau spre Emaus, când nu-n popă, nu-n pastor, nu-n predicat, cât de cât cunoscut, când nu-n senator, nu-n deputat, nu-n medic, nu un om care totuși, bă, cât de cât știe ceva, are ceva în cap. Un străin. Care dintr-o dată să lipește de tine pe drum, vine un timp cu tine, te descoasă ca un consilier isteț, cum suntem și noi. Ai auzit? Ce? Că doar tu ai auzit, nu mai vrei o variantă a doua. Ce? Și noi riscăm și ne dăm drumul. Cât ați regătat de aici că v-ați dat drumul? Nu vă pun să ridicați mâinile în seara asta. Păi am zis, bă, cum am putut să fac greșeala asta? Dar știi de ce? M-o tras de limbă. Te-o tras, te-o tras. Trebuia să nu-l lași. Sau să nu-l lași. De data asta, Iisus spune, dar ce s-a întâmplat? Dar ce Iisus știa perfect. De-a lăsat să se descătușeze, să se deschide inima. Ei povestesc și după ce își deschide inima, în final îi trăsnește Iisus deodată. Mă, nepricepuților, zăbafnicilor, înceților, cu inima, cum va fi simțit? Dar ce tu ne spui nouă? Tu știi cine suntem noi? Știți care a fost reacția preoților când fostul, că am predicat aici la Elim din textul ăsta, Ioan 9, fostul ori din naștere i-a spus, bă, eu sunt uimit cum voi nu pricepeți. Uite așa, eu cred că pe un om păcătos nu-l ascultă Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă pe așa și așa. Și odată ei reacționează. Păi tu ne sugerezi nouă că nu pricepem? Păi tu ne înveți pe noi? Și i-au dat un șut în fund și l-au dat afară din sinagogă. Că doar erau foarte pricepuți. Stimații mei frați și surori, stimați prieteni, atunci când veniți spre Dumnezeu, spre Biblie, spre Scriptură, cred că ar trebui să ne rugăm prima dată Dumnezeu să ne libereze de noi înșine și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o țărucă de smerenie. Puțină! Când smerenia aceea, Duhul lui Dumnezeu și puterea Evangheliei va putea să ajungă la mintea și la inima noastră și să schimbe ceva în seara asta. Dacă nu, s-ar putea să fi venit cu un cap foarte mare, adică foarte pricepuți, și să plecăm cu unul și mai mare de aici. Dar eu mă rog ca Duhul lui Dumnezeu care este aici, cum se ruga fratele, să se atingă de orice inimă. Dacă sunt inimi aici împetrite de aroganță, de mândrie, de religiozitate, cel care este ca un ciocan pentru cei care sunt împetriți, să sfărâme inima mea și a dumneavoastră. Cei care am venit cu inima bună, Dumnezeu să o umple de harul Lui și de puterea Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce scrie cartea asta, Biblia.
O, nepricepuți! Da! Stimații mei, stau în fața acestui cuvânt ca și dumneavoastră după 2000 de ani. Și mă întreb, eu sunt priceput în ce privește adevărul Scripturii? Pricep ceva din cartea asta? Sau m-am înșiruit așa din tată în fiu, din bunic, străbunic, pospiță de neam și mă duc în virtutea inerției într-un anumit canon religios? Totuși cu sentimentul și satisfacția că nu sunt un păgân, că nu sunt un ateu, căci cât de cât la marș, pe lângă marș, de Paște, de Crăciune, secvențial, din când în când, domnule, mai am și eu habar de Dumnezeu, de Biblie. Și mai știu și eu câteva cuvinte și cu o rugă o pot spune că am învățat-o de când eram mic. Și uite așa, într-o parte și alta, ne satisfacem noi zona asta din inimă, din cămăruță, pe care am găsit cu cale greu. Ți-o dăm lui Dumnezeu să fie și Dumnezeu mulțumit că i-am dat o bucățică din inima mea din când în când să-și găsească și el liniștea și odihna. Da? Vedeți dumneavoastră? Pe o parte dintre noi ne interesează puțin despre Dumnezeu. Pe alții ne interesează deloc despre Dumnezeu. Dar suntem aici în seara asta. Am găsit cu cale că acest reproș, acest cuvânt greu pe care Iisus l-a spus, cred că trebuie să medităm la el în seara asta. Cred din toată inima mea. Pentru că noi ne pricepem la foarte multe lucruri, cum spuneam. Dar uneori când este vorba de adevărul Scripturii, de multe ori o dăm după colț, așa nici nu știm ce să pricepem și cu ce să mănâncă asta. Deși ele sunt în general extrem de simple și extrem de apropiate de noi. Dragii mei, nepriceperea în a cunoaște, a crede adevărul Bibliei ne aruncă într-o zonă extrem de periculoasă. Și așa s-a născut cuvântul ăsta de predică, pericolele unui creștinism fără Biblie. Discutăm. Creștin cu lumânare la 12 noaptea la înviere. Cei fără spunea, bă, voi cu lumânări! I-ați văzut aseară, spuneau câțiva din biserică. De am zis, v-ați văzut pe voi la 9 dimineața, cum v-ați rugat? A, de ce să ne vedem pe noi? De ne auzea Dumnezeu cum ne-a rugat la ora 9, cred că se întorcea invers. Nici o pasiune, nici o, așa, liturghie. Și am zis, o fi pericolul lumânarea? O parte, da! O fi pericolul lipsa ei? O altă parte, da! Vedem pericolul în anumite forme, vedem pericolul în anumite condiții, vedem pericolul în sutană și alții în lipsa ei. Vedem creștini cu barbă și fără, cu cravată și fără, cu cruce și fără cruce. Și de aici întindem discuții de ani și ani. Nu mă tem de creștinismul cu barbă, nu mă tem nici de la fără. Nu mă tem de creștinismul cu cravată, nici de ăla fără cravată. Nu mă încântă niciunul, nici altul. Nu mă tem de ăla cu cruce, cum nu mă alimentează și mă face fericit nici ăla fără cruce. Mă tem din toată ființa mea de creștinismul pe lângă Biblie. Și în această seară mă rog din toată inima, Duhul Sfânt care se prezintă în adunare, să se atingă de adunarea noastră și Duhul Sfânt să se atingă de poporul român. Amin. Pentru că am spus noi, îmi pare rău, nu mai încer iertare de la colegii mei de religie. Dom'le, nu pune mâna pe Biblie că ți se uscă mâna. Scuzați, cred că una mâna trebuie să se uște când a spus mâna pe ce nu vă aparține. Și am pus. Cred că ar trebui să ne usuce mâna când am atins nevasta altuia. Cred că ar trebui să ne usuce amândouă mâinile și trebuie să fim fără ochi mulți zeci. Dar cred că atunci când am pus mâna pe cartea asta, cred că foarte multe mâini uscate trebuiau să prindă viață. Foarte mulți ochi bolnavi trebuiau să se vindece. Și foarte multe inimi care jucau la două capete trebuiau să fie luminate. De cine? De puterea Evangheliei. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mă tem de creștinismul fără Biblie.
De ce credeți că Iisus i-a lovit așa ca un pumn în nas? Bă, nepricepuților! Păi voi vă pricepe să discutați de asta, de asta, da! Voi vă pricepe să discutați emisiuni în șir de ecumenism, de asta, de asta, de plusuri, de minus. Voi, da, ne pricepem la toate astea, dar voi vă pricepe să credeți ce scrie Biblia? Lasă-mă cu Biblia! Ei, când am lăsat-o cu Biblia, am lăsat-o și cu Raiul și cu Dumnezeu și cu eternitatea și cu toate. Și a rămas o grămadă de religioși cu plusuri, cu minusuri, cu mustăți fără, cu urechi, cu păr lung, scurt, nu știu cu ce, cu sutane și fără, și am pierdut drumul înspre cer. De aceea este foarte important puterea lui Dumnezeu să ne adune la Scriptură în seara asta. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Care sunt neajunsurile unui creștinist fără Biblie, care fără să îndrăznesc o să vin la Banat aici să mă ferească Dumnezeu să te fac nepricepută și nepriceput, dar care Iisus ne va spune și cum eu, dacă eu am reacționat pozitiv la profesor de matematică, bă, merg la, în bancă nepriceputul, am zis, ai dreptate, că așa zis. În această seară nu-i profesor de matematică între noi care vorbește, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. S-ar putea să recunoști, s-ar putea să nu-L recunoști ca ei, dar Iisus Hristos este prezent în adunare. Numele Lui să fie adunat în centrul adunării din Elim, glorie lui Dumnezeu. Unde este nepriceperea unui creștinist fără Biblie? Păi nepriceperea unui creștinist fără Biblie este că acest soi de creștinism care este un paradox, că în realitate nu există, pentru că creștinismul are ca bază Scriptura, dar eu spun așa. Că aici e nepriceperea. Este faptul că acest soi de creștinism este un creștinism fără direcție. N-are nicio țintă. Pentru că eu, rugându-L lui Dumnezeu să mă insufle din textul ăsta, mi-am dat seama că dumnealor, cei 12 Emaus, în fiecare an se duc la Ierusalim. De la Ierusalim spre Emaus. Și noi am tot tradus asta. Ascultați. Eu mi-am dat seama de pe text, nu forțez nota și textul, că ei s-au dus la Emaus, poate de frică, oricum fără treabă acolo. Dacă intre pe drum, bă, de ce mergeți la Emaus? Mă așteptam la un răspuns. Mergem să ne vindem castraveți, mergem în vizită, mergem că avem aia, mergem că dimineață la 9 avem o întâlnire cu cutare. Răspunsuri de logică, simple, așa cum cineva mă întreabă, de ce te duci la Timișoara? Am program la 4. De ce te duci acolo? Mă întâlnesc cu prietenii la 9 la cafea. Răspunsuri. Dacă pe ei întreb pe drum, bă, de ce mergeți la Emaus? Îi văd deodată că habar n-au. Mergem. Dar de ce mergeți? Nu mă tot întreba de ce merg. Nu-i treaba mea de ce merg. Du-te, întreabă pe ăla de ce merg eu. Păi cum să întreb pe ăla de ce merg? Pe ăla-i șeful meu, purtătorul meu de cuvânt. Păi el să mă duc să-l întreb de ce merg tu la Emaus? Da, întreabă-l pe el. Ei, când mă uit la asta, îmi dau seama, păi zic, bă, ăștia s-a iurea. Bă, ăștia merg fără țintă, fără nicio direcție. Știți de ce îmi dau seama de asta? Că în momentul când puterea Evangheliei, cuvântul Iisus, le-a umblat la creier în timp ce mergeau pe drum și le-a clarificat lucrurile în mintea lor, în ceasul ăla, ce au făcut? Spuneți-vă asta ce au făcut. În ceasul ăla s-au ridicat și s-au întors înapoi la Ierusalim, lăsând să se înțeleagă că n-au avut nicio treabă în Emaus, ci deodată când lucrurile s-au clarificat, a zis înapoi, acolo nu e locul. Și acolo s-au dus cu un mesaj, s-au dus cu o întâlnire, s-au dus cu o poveste frumoasă și deja în povestea asta mirosea a rai. Hristos a înviat, au spus ei. Hristos e viu, miroase a rai. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Păi dumneavoastră ați întâlnit creștini fără țintă? Aud o voce aici, foarte mulți. Îi întreb, dacă mor la noapte, hei, întrebările astea ne enervează. Dacă mor la noapte, am spus în biserică, în Beclean, am zis, fraților, stați puțin, că noi așteptăm un eveniment, răpirea în biserici, învierea morților. Vedeți că la răpire, la înviere, nu, și la învierea morților care urmează să vină, nu va fi ca și la învierea pe care noi spunem azi. Că atunci ucenicii au fost recuperați. La răpire nu mai există șansă de recuperare. Atunci cum te-a prins, așa pleci. Așa că deodată trebuie să ne deschidem urechile și inimile foarte tare ca Iisus Hristos să ne rezolvă problema în seara asta. Dacă mor la noapte, unde mergi? Unde să merg? În cimitir, de exemplu. De ce? Acolo e locul de veci. Păi tu poți să crezi așa ceva? Da. Păi tu ești creștin? Da.
Și cum poți tu să crezi că cimitirul Belu din București, la care am făcut referire cu insistență în ultima iarnă de evangelizare, pentru că am văzut pe televiziune la intrarea în cimitirul Belu din București, în care s-a investit peste 1,5 milioane de euro, că doar acolo trebuie să investim noi, de acolo deodată scria: aici este căsuța noastră cea de veci. Domnule, să pic pe spate când vă știreați. Cimitirul Belu, au și mădărit, cum se spune în Ardeal treaba asta. Adică nu casa de veci, căsuța noastră de veci este cimitirul. Păi deodată închid Biblia, mă iau și plec la Becleanu în seara asta la bisiță. Nu iau, nu plec încă. Vă spun ceva, căsuța mea de veci, a unui care cred în Biblie, în adevăr, în Scriptură, nu este cimitirul. Eu am o casă, o clădire în cer de la Dumnezeu, nu-i făcută de mâini, e veșnică. Dumnezeu m-a făcut pentru aceasta și mi-a dat potențial să cred, dându-mi de vreme, în schimb, arbuna Duhului. Și spun cu toți care cred, amin, glorie Domnului. 2 Corinteni, capitolul 5. Știm că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, nu vom avea. Avem o casă, o clădire în cer de la Dumnezeu, nu-i făcută de mâini, e veșnică. Trăiască Domnul în veci. Parfumul raiului e viață veșnică. Așa că deodată creștinii Bibliei sunt creștini care au o țintă precis. Îi trezești la 3 noaptea, ce se întâmplă cu tine dacă mori? Mă duc la Domnul și îmi va fi mult mai bine. Aleluia! Aleluia! A plecat la Domnul sâmbătă un om al lui Dumnezeu din orașul meu, care mi-a afectat pozitiv copilăria. Și băiatul lui l-am întrebat: cum a fost fratele înainte, tatăl tău, înainte să moară? Zice, până a închis ochii, m-a pus să citesc din Biblie, i-am citit aproape toată cartea psalmilor. Și după fiecare moment când și-l aducea aminte din psalm, striga: aleluia, amin, glorie Domnului, plec la tine, te aștept, te doresc, Iisuse, de-abia aștept să te văd. Spuneți Biserica Elim, amin? Amin. Dumneavoastră, cum arătați? Creștin, da, ce să facem cu creștinismul? Păi, se spune aici de către distinsul domn preot. Esența creștinismului este ținta, adică credința în învierea morților. Adică credința în întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos pe norii cerului și trăirea în veșnicia lui Dumnezeu. Amin? 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 Nu credința în purgatoriu, în mutări de alții și de alții, ci o țintă precisă pe care trebuie să ne-o mărturisim și să credem în ea cât suntem pe pământul ăsta. Zic din toată inima, Domnul să ne ajute la asta. Dumneavoastră sunteți niște creștini cu țintă în această seară? Ne bate cancerul la ușă, nu-l putem opri. Toți am închide ușa în nas, el vine. Ne bat problemele și necazurile și nu știm, viața noastră și timpul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Dar eu trebuie să știu că dincolo de bol, de suferință, de criză, de sărăcie economică, cum o fie ea, eu am o țintă, iar ținta mea e cerul, aleluia. Iar ținta mea este împărăția lui Dumnezeu. Crezi dumneata lucrul acesta? Sau care este mausul tău spre care te refugiezi? Religia? Ne învârtim în cercuri pe lângă biserici sau pe lângă noi înșine? Ne învârtim în cercuri pe lângă preoți? Chiar credeți că trebuie la întrebarea unde te duci dumneata să mă trimiți la purtătorul dumneata de cuvânt care este preotul sau altcineva să-l întreb pe el ce zici de Alina? Alina, fată bună, o mut în cer. Ce spui de cutare? Gabi Zăgan, ce zici de biserica ta? Cea mai grozavă de pe planetă. Când intră Dumnezeu pe biserică, mă las-o mai mare, Gabi Zăgan. Ascultați-mă, credința în Hristos este o credință personală. Aici nu umblăm cu purtător de cuvânt. O aici, ori avem direcție și mergem spre cer, ori ne vântim în Emausul nostru de pe pământul ăsta. În această seară am toată libertatea să mă rog încă o dată ca Duhul Dumnezeu să ne atingă mințile și inimile noastre. E sigur ce se întâmplă cu dumneata după ce o încheiem? Unde te duci? Sau, oricum în timpul ăsta pe pământ, că m-am dat punctul maxim, tu trebuie să te comporți, dumneata trebuie să te comporți în fiecare zi ca un om care are fața senină pentru că știe pentru ce să ridică din pat dimineața și știe pentru pe ce să culcă, că zice, nu știi pe ce te culci seara. Deci da, pe ce să te culci? Pe credința în Iisus Hristos care este Domnul vieții tale. David, așa scria în psalm, când mă culc, tu îmi dai liniște de plină în locuința mea și în aștenutul meu și când mă trezesc, sunt tot cu tine, Doamne. Aleluia! Aleluia! Vă place parfumul ăsta? Când parfumul ăsta este în dormitorul tău, dormi. Când nu e parfumul ăsta, îți parfumează altcineva coșmare, ce-o fi mâine, suntem terminați, nu o să iau examen, o să mă prăpădesc,
Îmi spunea Badăra, aici am un prieten, care zice, bă, cred că mă sinucid, cred că e gata, cred că s-a terminat, nu-ți spun de nimic, nu mai merge, suntem duși la, cu toți în groapă, suntem, nu mai reușim, pesimiști, gata, s-a terminat. Și deodată, ține, tu ești creștin, da. Serios? Da. Vorbesc serios, da. Ridică-ți capul sus. Creștinii nu umblă cu capul în pământ. Creștinii umblă cu capul în sus. Ei pot să se bată de stâlpi, pot să bată cap în cap cu alții, că ei tot pe sus sunt cu ochii, înspre Dumnezeu și înspre cer. Chiar există o poveste despre generația din biserica primară, că toți se uitau după ei și ăștia tot, nu cu capul pe sus, unde știți dumneavoastră, cu privirea în sus. Și spunea, bă, ce să se uită ăștia în sus? Și unii care habar n-aveau de credința lor, tot se uitau după ei. Bă, ce văd ăștia? Nu vedeau nimic, ei vedeau norii. Se uitau, bă, ce vedeți? Vă zice că l-o pipă, unde te tot uiți, bă, că eu nu văd nimic. După ce te uiți, ai pierdut capul? Zice, nu, eu l-am văzut pe Iisus când a plecat. Și un nor l-a făcut nevăzut. Și el ne-a spus că exact așa cum a plecat, vine iarăși. Și eu în fiecare zi mă uit să văd dacă vine Domnul meu. În fiecare zi l-aștept pe Domnul. Norul ăla se dă la o parte și vine Iisus. Norul ăsta se dă la o parte și vine Iisus. Dumneavoastră l-așteptați pe Iisus să vină? Biserică, indiferent cine sunteți, sunteți gata să vă întâlniți cu Domnul? Aleluia! Aleluia! Hristos a înviat! Altfel sună. Și cineva a zis, spună sloganul ăsta, dar de unde știi? Și el a avut o replică grozavă. Am vorbit azi dimineață cu el. Spuneți aleluia acum, că nu mai pot. Glorie lui Dumnezeu! Păi am o țintă, de ce dimineața am vorbit cu Domnul? Ce ți-a spus? Ziua aia stai cu mine. Ce te face azi? Că uite ce, Iisus e cu mine. Ce te face? Ai probleme cu copiii, Iisus e cu mine. Ce te faci? Iisus este cu mine. Mi-a zis azi dimineață. De ce? Am vorbit cu el în rugăciune. Glorie Domnului. M-a săturat, dezbrac, îl trântesc de pământ, tot creștinismul între ghilimele, care nu mă duce la o relație personală cu Domnul și nu dă bucuria să trăiesc cu el 24 din 24. Îl trântesc de pământ în seara asta, trântiți-l voi cu mine și rog gunoierii să vină și să-l scoată afară și în viață să nu se mai lipească de noi. Și toată adunarea să spunem amin. Și toată adunarea să spunem amin. Glorificat să fie Domnul, glorificat să fie Iisus. Ai o țintă pentru viața ta? Thomas Charles spunea, căci creștinul fără scop și țintă în viață este ca o barcă fără cârmă, este un nimic, este un neom. Acum mă întreb câți de ei suntem oameni, toți. Creștin, omul fără țintă, fără un scop precis pe pământul ăsta pentru care știe că merită să trăiască în fiecare zi, este ca o barcă fără cârmă. Știți cum arată o barcă fără cârmă? Cum e? E dusă de valuri și de vânturi. Oare nu semănăm și noi de multe ori purtați așa de un vânt, cum spunea și Petru și Iacov într-o parte și în alt? Și păi, Doamne, ajută-ne să nu te aștepți să primești ceva, niciodată. Așa că creștinismul adevărat este un creștinism care este ancorat prin credința în Biblie și în Hristosul Scripturii și știe că Iisus Hristos este cu noi în fiecare zi din viața noastră. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și toată biserica să spunem amin. Binecuvântat să fie Domnul. 2. De ce le-a spus Iisus că-s nepricepuți? Că până la urmă jignirea asta îi ducea în fericire. Chiar îi ducea în marea fericire și o să o guste imediat. O a doua problemă a creștinismului nepriceput care alege să meargă pe lângă Scriptură, când Scriptura este atât de aproape de noi, este că creștinismul ăsta este unul foarte trist. Ei mergeau cu Iisus pe drum, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, înviat, vorbea cu ei și ei cu fața căzută. Ce s-a întâmplat? Ce, tu nu știi? Ce? Nu cred în creștinismul ăsta. Cred că tristețea este o roadă a pământului, iar bucuria este un fruct al cerului. Și eu mă rog din toată inima ca Dumnezeu, prin puterea Evangheliei, să ne umple inima de bucurie. Amin? Unde este ușor să distingi care sunt creștinii, după cum le arată față. Noi avem o vorbă în România, fața îți arată viață. Și așa e? Dacă Iisus e viața noastră, imnul ăsta e internat. Iisus e viața noastră, Iisus viața noastră. Noi pe tine te mărim, că și prin jertfirea ta pe cruce, noi voioși trăim, și așa mai departe, senin. Fața spune cum e viața. Și dacă viața mea este Iisus Hristos Domnul, cred că fața mea va străluci de prezența lui Iisus Hristos Domnul. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Știți, în dimineața vierii,
Știți foarte bine că s-a predicat ieri dimineața aici, din Matei, când Iisus Hristos le-a întâmpinat pe femeile care au avut parte de vizita îngerilor. Ele s-au bucurat, dar spune, cu frică. Nu știu cum e bucuria aia împletită cu frică. O fi cumva. Adică o știm noi. Ne bucurăm, dar ne temem și ne bucurăm. Mă, bucură-te, mă tem. De ce? Nu știu ce o să zică păstorul. Nu, o să se bucure și păstorul. Vezi de treabă. Că doar de câte ori noi tragem până transpirăm să vedem o biserică bucuroasă. Până la urmă să zicem, Doamne, ai reușit, grozav! Și mergem istoviți acasă. Voi nu știți asta. Știu nevestele noastre, pruncii noștri care vor să vorbească cu noi după program. Tati, vreau să încep, lasă-mă în pace că-s terminat. De ce? Până ai venit la biserică, m-a terminat biserica în seara asta. Voi nu știți asta, nu? Mulți păstori ați terminat și voi, pentru că i-ați istovit până ce Dumnezeu i-a folosit ca să plecați de acasă strigând în inima voastră, dacă nu cu voce tare, Doamne, bucuroasă, fericită, am venit apăsată, terminată la biserică, pesimistă, am venit zdruncinat la biserică, nervos, agitat, nu știu cum am venit la biserică și Domnul a făcut o minune în seara aceasta, plec acasă bucuros, aleluia! Domnul să binecuvânteze toți predicații, toți păstorii, Dumnezeu să umple de putere și voi spuneți amin! Că în vremea asta au treabă. Au mers pe drum cu un mesaj clar. Iisus a înviat. Dar nu putea să se bucure că era frică să se bucure. Bă, dacă nu e adevărat. Și avea așa o bucurie împletită cu teamă. Dar știți ceva? Când mergeau pe drum și era așa în amestecul ăsta, Iisus le-a întâmpinat. Ce mă bucur că Iisus e în adunare. Că eu vă tot spun aici. Dar cel care trebuie să se întâlnească cu dumneata în seara aceasta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea creștinismul este unul care trăiește prin predicator și prin cântăreți. Este unul care îți vorbește prin predicator și prin cântăreți, dar te duce la o întâlnire personală cu Domnul. Spuneți amin? Amin. Și pe când mergeau pe drum, le-a întâmpinat Iisus și le-a tăiat calea. Și ce le-a spus? Bă, cei cu... Ce nu te-ai barbaritat? Bă, cei cu... Mă scuz, e prietenul meu și îmi permit. Și mă ajută aici, că este diferit de mine, nu? Ca să mă... Dumneata, de ce ai mustață, frate, de la poștă și așa mai departe? Putem să spunem ce vrem. Nu asta spunem noi. Bă, cum arăți tu? Hai să văd și eu cum arată un pocăit. Așa, asta e standardul. Vine unul, nu-i mai la standardul ăla. Bă, du-te mă, pedeapsă, 3 luni. Ascultați-mă foarte bine. Or fi foarte multe lucruri care trebuie să le organizăm biserici și Dumnezeu și Dumnezeu rânduielui, amin, în veci, dar niciodată nu țin că rânduiala trebuie pusă prima dată, pe un creștin îi pui un jug în spate care nu s-a bucurat de când el, că nu s-a întâlnit cu Domnul. Și îi pui canonul în spate, du-l! Și prin toate efortul tău, până la urmă, Domnul ți-o deschide poarta și a intrat în rai. De la apăsat cu fața aia de murătură, de castravete, murați acolo, supărat, foarte supărat. Și se întâmplă, Iisus a înviat, adevărat că a înviat. Hristos, adevărat că a înviat. După aia, apăsările continuă peste el. Iisus a întâlnit femeile, spuneți dumneavoastră ce le-a spus, așa, scurt și la obiect. Spuneți ce le-a spus. Bucurați-vă, le-a spus Iisus. Bucurați-vă, aleluia. Bucurați-vă, vă aduce aminte ce a spus Pavel în biserica din Filip? Bucurați-vă, și ei nu s-au prins. Și a spus, iară zic, ce? Bucurați-vă, biserică Elim. Iarăși vă zic, bucurați-vă. Și Iisus Hristos să fie înălțat în adunare. Și Iisus Hristos să fie înălțat în orice inimă. Pe drum cu Iisus și totuși triști, sfidător. Uitați-vă în toată Biblia, psalmi, uitați-vă în Noul Testament dacă nu vă fac psalmi, uitați-vă la famine etiopian, uitați-vă, Faptele Apostolului, capitolul 8, versetul 39, când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, motiv profund de tristețe, pentru că el prin el s-a mântuit. Da, trecem peste asta și famenul nu l-a mai văzut, un alt motiv, dar ascultați-mă, în timp ce famenul își vedea de drum, spuneți dumneavoastră cum? Plin, chiar plin. Dar ce, noi suntem carismatici? Atunci vă rog să fiți triști. Nu știu dacă bucuria are legătură cu carismatici, cu penticostali, cu adventiști, cu baptiști, cu ortodoxi, catolici. Eu cred că bucuria are legătură cu Iisus. Spuneți amin. Cred că bucuria are legătură cu Duhul Sfânt. Spuneți amin. De ce? Pentru că bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. Nu-mi pot imagina că Duhul Sfânt este în noi și noi suntem cu capul sub bancă, triși și apăsați, uneori chiar nervoși. Nu pot să cred asta.
dar pot să cred într-un creștinism al Scripturii în care bucuria este o notă de bază și care se poate vedea și se poate citi în fiecare zi din viețile noastre. Duhul lui Dumnezeu coboară peste noi și dă-ne roada bucuriei. Aleluia! Roada bucuriei! Chiar crezi că după Paște ai vrea să oferi colegii dumneavoastră și colegilor voștri de facultate, de liceu, de stradă, posibilitatea să apuce fructul ăsta bucuriei? Vreți să-i dați ocazia? Uite să-l ai așa pe pomul tău. Și vreau și eu bucuria aia ta. Ha? Ce spuneți? E foarte greu să-i convingi pe oameni să vină la biserica ta. Vină la biserică la noi. Dar de ce să vin? Dar eu n-am biserică. Și tu spui, ba da. Și are dreptate. Care biserică? Dar s-ar putea să n-ai bucurie. Da? Ați priceput? Vreau și eu bucuria ta, nu biserica ta, bucuria ta prima dată. Că dacă bucuria ta e bucuria lui Dumnezeu și eu întâlnesc bucuria asta, eu vin unde mergi tu și întâlnesc pe cel care îți dă bucuria. Iar bucuria ta și a mea și a dumneavoastră ne-o dă unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că nu de Europa, că nu de portofelul, că nu de PSD-ul, PDL-ul, PNL-ul și câte ori mai fi în lumea asta, cel care ne dă bucuria este Iisus Hristos Domnul. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Bucurați-vă! Bucurați-vă și joi, asta care urmează. Bucurați-vă și vineri, și sâmbătă, și duminică, și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică. Și bucurați-vă până ce vă întâlniți cu bucuria, cu Iisus Hristos Domnul în Raiul lui Dumnezeu. Și acolo vom striga, ai avut dreptate, am fost niște nepricepuți. De ce? Am crezut în religie, în forme, în aia, în aia, și toate astea ne-au furat bucuria. M-am dezlipit de toate, m-am lipit de Iisus și am găsit bucuria. Simplu. Simplu. Ce ziceți? Merge Iisus să ne spună nepricepuți în seara asta? Merge sau nu merge? Să vă pun să ridicați mâna. Știți de câte ori am fost noi triși până în seara asta? Știți de ce am fost triși? Că am fost niște nepricepuți. Că dacă pricepeam că Iisus Hristos ne dă bucurie, noi eram bucuroși. Mă rog din toată inima să plece nepriceperea din viața noastră și să credem în Biblie. Aleluia! Aleluia! Când le-am zis în biserică că... Unii zic, bă, dacă ai venit, o zis un frate, dacă tu ai fălea fiecare la program la biserică, pe așa ne-am bucurat și am zis de treabă. Asta e povestea goală, am zis. Pentru că noi ne legăm bucuria de oameni, de predicatori, de cântăreți, de prezența, de absența lor. Că ce să facă famine etiopean, că eu nici nu știu de adunare, de aia, de aia. Au avut un singur predicator și pe ăla i-l-o la Domnul. L-au făcut, pac, o plecat. Pe el putea să rămână trist și noi toți trebuia să ne pocăim în fața lui. Bă, tu merită să fii trist, ai avut un predicator și pe ăla ți-l-o la Domnul. Dar la noi să rup băncile de oameni, de cântăreți, de predicatori și tot supărat suntem în biserică. De Domnul cred că se uită de pe tron, spune, bă, ce să mai fac cu voi? Pă cine să vi-l mai trimit? Doamne, cred că ar trebui să-l trimis pe ăla. De ce? Să ne miște un pic că ne-am amorțit aici. Duhul Sfânt se prezentă în adunare. Îți place? Evanghelia este la tine în casă, îți rupe biblioteca, Biblia ți-o rupe. Ia deschide-o. Și vezi citind în ea și crezând în ea, dacă nu va pătrunde în inima ta bucurie, aleluia. Că doar nu o să stăm zi și noapte aici în biserică, să tăpărândăm predicatul, să ne reușim să ne bucurăm până la urmă. Că până la urmă de toți vă plictisiți. În schimb, nu m-am plictisit niciodată în viața mea de Dumnezeu, de Iisus Hristos, de Duhul Sfânt și de Biblie. Înalți Scriptura în elim în această seară. Înalți pe Iisus Hristos în adunare! Știți de câte ori eu m-am dus apăsat spre cartea asta? N-aveți de unde. Știți de câte ori m-am dus eu prăbușit spre cartea asta? Și am zis, Doamne Dumnezeule, te rog să-mi vorbești. Și am citit din cartea asta. Și El m-a ridicat de zeci de mii de ori. Cuvântul Dumnezeu este putere. Este Logosul lui Dumnezeu, este Cuvântul, este Iisus. Slavă lui Dumnezeu în veci. Știu că ai vrea să mă întrebi în seara asta de ce ești tu trist, pentru că nu crezi în Biblie. Știu că ai vrea să mă întrebi, dar dumneata nu știi problemele mele. Nu le știu, dar nici dumneata nu le știi pe mele. Și nu vă știu pe ale voastre, cineva le știe. Dar tristețe, bucuria în Domnul este legată de prezența sau absența problemelor sau a reușitelor. Ci bucuria noastră va fi legată în permanență de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și de tot ceea ce spun promisiunile lui Dumnezeu. Sunt peste 7.000 de promisiuni în cartea asta. Le știți? Toate sunt pentru tine. În fiecare zi poți să iei 500. Îți ajung? Dar cine le-a luat? Ne cade fața seara, epuizați. Porniți televizorul și vedeți o telenovelă. Succes, o să fiți bucuroase. Porniți știrile, mai bucuroși să fiți. Porniți altceva.
O să ne cadă fața la toți și o să ne cadă și capul ca dormim. Și o să visați ce ați văzut. Dacă îți închei ziua cu cartea asta, o să visați ce ați citit. O să vă bucurați despre cine ați citit. Și chiar cred că o să puteți să aveți și revelații. Când ajungem la punctul 3. Creștinismul Bibliei, în raport cu creștinismul fără Biblie, este foarte savuros și foarte frumos, pentru că el ne dă posibilitatea să ne analizăm și să ne așezăm așteptările noastre în raport cu voia lui Dumnezeu. Și să spunem cu toții, Doamne ajută-ne! Amin. Știți unde noi mai avem o nepricepere care ne fură de fiecare dată? Este că noi avem o grămadă de așteptări greșite. Eu am spus de mulți ani de zile, repet în seara asta, Dumnezeu și Iisus nu dezamăgește pe nimeni niciodată. Spuneți împreună cu mine, amin? Adică dacă sunteți de acord, dacă nu, eu tot vă cer, dar voi să nu spuneți dacă nu credeți. Dumnezeu și Iisus nu dezamăgește pe nimeni niciodată. Glorie Domnului! Amin. Și totuși noi suntem o armată de dezamăgiți, de foarte multe ori. V-ați întrebat de ce? Și eu m-am întrebat. Și unul din răspunsurile care le-am primit, uitându-mă la acești doi oameni, este că ei și-au numărat și zile de când erau dezamăgiți. Zice, e a treia zi, străinule, care ne conciliez pe drum. Cum? De trei zile suntem dezamăgiți. Chiar? Ba, e a treia zi de când noi am avut așteptări de la el și el ne-a trădat. Ce așteptări ați avut? Că el nu va muri. Și a murit. E a treia zi de când e mort. Ce așteptări ați avut? Că el va fi împărat. Că el va face asta, că el va face asta, că el va face asta. După ce străinul de pe drum îi confruntă cu scripturile, își dau seama că toate așteptările lor au fost greșite. Și tot ce a făcut persoana asta, pe care încă nu o cunosc, este perfect adevărat după Biblie. Pentru că o parte importantă din așteptările mele ca și creștin sunt, ar trebui să fie așteptările care le spune cartea asta. Eu am o grămadă de așteptări pe lângă Biblie și aștept în fiecare zi Dumnezeu să le rezolve. Și pentru că Dumnezeu te iubește atât de mult, nu ți le rezolvă. Laudă Lui! Aici nu mă aștept să ziceți amin. Laudă Lui pentru mine, zic asta. Pentru că eu am crezut că eu am așteptat asta, eu am așteptat asta și eu aștept asta și eu aștept asta și aștept asta și aștept asta și spun, Doamne, cred în Tine dacă. Mă pocăiesc dacă. Câți n-am auzit, Doamne, dacă îmi rezolv problema asta, sunt pocăit! De foarte multe ori Domnul n-a intrat în jocul nostru. Uneori ți-a rezolvat-o și tot nu te-ai pocăit. Pentru că tu trebuie să te pocăiești dintr-o convingere că ești păcătos și păcătoasă și trebuie să te pocăiești potrivit cu Biblia, nu cu împrejurările. Și vă rog să spuneți aici amin. Amin. Și că minunile sunt bune să te provoace să ajungi la Biblie. Dacă minunile te mântuie, când s-o termina minunile, s-o termina și mântuirea ta. M-ați înțeles? De dacă Biblia te mântuie, Biblia nu se termină niciodată, că este Dumnezeu însuși. Și atunci tu vei rămâne în Biblia ancorat în vecii vecilor, glorificat să fie numele Lui, în veci de veci. Amin! Vindecă, fă, Doamne, drege, Doamne, mută-mă, Doamne, dă-mi serviciul ăla, ajută-mă să ajung acolo, în vârful piramidei, comoară-mă din vârf, mută-mă în alta. Uite așa îl purtăm pe Dumnezeu. Doamne, aleargă după noi, ca un slugă, fă asta, pune ștampila asta, rezolvă, Doamne, asta, noi cerem unul după altul, unul pleacă, altul vine. Mă rog, ce-i în biserică, ce-i în biroul lui Dumnezeu. Că am fost la Senat în biroul fratele Ghiță David și era o tulburare acolo, el a închis ușurile și ne-am rugat acolo. Lăudat să fie Domnul pentru asta. Sper că n-am făcut o greșeală când am zis asta acum, dar unii vin, unii pleacă, probleme. Și am zis, frate Ghiță, dumneata, știi ce aici? Da! Dar cred că Dumnezeu acolo în secretariatul lui în cer, cu miliarde de oameni, intră, ies, toți vor parafe, asta, asta, rezolvă, asta, 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 Doamne, rezolvă, rezolvă! Câți intră acolo și spune, Doamne, voia Ta. Intră unul în birou și spune, Doamne, Tu ce vrei? Parcă îl văd că repezește Domnul. Aici e exercițiu de imaginație. Ce vrei? Când oamenii sunt obosiți și intră unul, Tu ce mai vrei? Dumneata ce mai vrei? Și eu nu vreau nimic. Cum? Îți bagi joc de mine? Nu vreau nimic. Doamne, știi de ce am venit? Am venit să-ți fac o rugământ. Zi, voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Tatăl meu ceresc. Am plecat, Doamne. Tot secretariatul, tot cerul se ridică în picioare. Iisus zâmbește. Asta am vrut. Voia mea, nu voia Ta. Acum a început să fii pricepută. Da? Da. Și până am un an fost priceput când tot intram și ieșeam? Nu.
Doamne, vreau băiatul, vreau fata aia, vreau mașina aia, vreau aia, vreau aia. Astea am eu grijă să ți le dau pe deasupra. Dar mă gândeam că vii și spui, Doamne, te vreau pe tine și vreau împreună cu tine voia ta să se facă în fiecare zi în viața mea. Aleluia, 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 glorie Domnului. Câți dezamăgiți sunteți aici? Nu știu, nu mă interesează. Nu ridicați mâinile. Știu că sunteți mulți. Ați avut o grămadă de așteptări greșite. În această seară trebuie să aveți o singură așteptare. Așteptarea este ceea ce scrie în cartea asta. Și în cartea asta scrie să te întorci la Dumnezeu și să treci după voia Lui și după lucrurile scrise în cartea asta. Și toată adunarea spunem, amin. Oile mele, oile mele, Ioan 10, oile mele. Cunosc glasul meu, ascultă glasul meu și nu merg deloc după un străin. Nu le interesează glasul străinului, nu le interesează nici pofta lor de mâncare. Nu le interesează un iarba nu mai îmi place, pajiștea nu mai îmi place, ciobanul nu mai îmi place, aia nu mai îmi place. Cât sunteți dezamăgiți aici? De păstor, de predicator, de cântăreț, de biserica voastră, că transpirați, că nu e aer condiționat, că e prea înaltă, că e prea scurtă, că nu vedeți oamenii, că vă enervează oamenii de ordine, că vreți alții, că vreți mai bătrâni, mai tineri, ce vreți? Dezamăgiri cumplite. Iisus Hristos este prezent în adunare. Și Iisus Hristos vrea să vă fericească. Vreți să fiți fericiți? Vreți să fiți fericiți? Am plecat acasă nervos. De ce? Pentru că ești un nepriceput. Zice Domnul, nu eu, că mai vreau să vin la Timișoara. Dar de ce sunt un nepriceput, frate Gabi? De ce ți-a spus Domnul că-s nepriceput? Pentru că ai o grămadă de așteptări care nu concord cu Biblia. Asta e tot. Și ce se va întâmpla cu mine? Eu o să fiu Domnul, eu Domnul o să fiu pentru tine o sursă continuă de dezamăgiri. Dar câte persoane am întâlnit eu? Nu-i bine, nici aia, nici aia, nici aia. Și eu mă uit, dar ce-i bine pentru tine? Păi nu știu, chiar nu m-am gândit la asta. Ce-i bine pentru tine? Să te pocăiești. Și ce-i bine pentru mine? Să vin la Domnul. Și ce-i bine pentru mine? Să nu mai cânt voia ta, nu voia mea, dacă în continuare nu e așa. Ci să cânt voia mea, nu voia ta, Doamne. Să se facă, Doamne, în viața mea și tot ce vreau eu, te rog să faci. Atunci, tu vei fi Tatăl meu ceresc. Și Domnul nu-ți va pune ștampila niciodată pe cântarea asta. Pentru că e o cântare nebiblică. Atât. Dar cântarea biblică este aceea în care de la un capăt la altul vieții noastre, cea care trebuie să strălucească, trebuie să fie voia lui Dumnezeu. Iar voia lui Dumnezeu să ne întoarcem prin credință la Hristos, să ne împăcăm cu El, să devin copiii Lui, să ne sfințim viețile și să călcăm pe urmele Lui până în veșnicie. Din toată inima, binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Consilierule de pe drum, vrem să ne deschidem inima, avem o grămadă de dezamăgiri, ziceți! De trei zile ne-o trădat. Am crezut și când am mers în grădină, deși l-o prins și l-o legat ca pe un tâlhar, totuși am crezut că atunci când Petru a scos sabia și i-a zburat urechea lui Malhu, el s-o pleca jos, era numai sânge și i-o lipit-o înapoi. Am zis, da, va face o minune, nu ne lasă, îi va călca în picioare pe romani, vom fi locotenenții lui. Mama lui ăștia a mers și a spus, vrem să fie unul la dreapta și unul la stânga și l-a văzut pe Hristos împărat. Unul la stânga, unul la dreapta, toți vrem funcții, toți vrem aia. Doamne, te vrem, te vrem. Unii cu bursele umflate a zis, Doamne, te facem împărat azi. Iisus dispare. Pentru că Iisus nu pune parafa pentru stomac și pentru funcții. Iisus pune parafa pentru cer și pentru mântuire și pentru rai. Care vreți raiul, încolonați-vă. Iisus Hristos este prezent în adunare. Iisus Hristos este prezent în adunare. Aleluia lui Dumnezeu, aleluia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul în veci. Slavă Domnului. Și știe supărat frate Gavi. Bă, nu m-a spus la amvon de vreo lună. Să fii iubit. O să te punem luna viitoare. Dar nu cred că așa trebuie să punem problemele. Eu dau așa niște fraze, pentru că eu știu că multe din astea sunt multe dezamăgiri. De ce dirigează la cordelul ăla să pricepe? Păi ți-am spus de la început că tu ești priceput. Toți suntem pricepuți. Și avem o grămadă de nefericiri, o grămadă de dezamăgiri. Până la urmă am putea spune, bă, cară-ți-le dacă ți le-ai luat, într-un limbaj strict ardelenesc. Dar vreau să spun ceva. Nu este doar atât dule, că oricum trebuie să le duci. Dar ascultă-mă, asta strică părtășia bisericii. Și dezamăgirile astea în raport unii cu alții și cu Dumnezeu strică legătura dintre noi și Dumnezeu și Hristos. Și eu mă rog că aici în Elim și oriunde ne-am adunat să avem o părtășie reală, puternică cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să trăim într-o unitate în care să simțim în inimă prezența Duhului Sfânt și să vedem că în toată seara aceasta a fost aici în adunare voia lui Dumnezeu. Că dacă nu venim la Biblie, o parte din biserică spune, o lucra Dumnezeu în biserică. O parte spune, păi parcă tu nu ești normal. Ce o lucra Dumnezeu în seara asta? Și văd niște contradicții uneori pe aceeași slujbă. Unii pleacă fericiți
și altă pleacă dezamăgiți. Și văd. Păi ce s-a întâmplat? A fost doi Dumnezei la biserică în seara asta? Nu. Pentru că există în vecii vecilor un singur Dumnezeu. Păi n-a fost Iisus la biserică, le spune, ba da, Iisus a lucrat. Și ăla râdește, ce m-a lucrat? Cum a lucrat? Ce s-a întâmplat? Atunci când nu ne ancorăm în cartea asta, o să avem o grămadă de dezamăgiri și o să plecați cu ele acasă. În timp ce alții pe lângă noi o să plece acasă mântuiți de puterea Evangheliei. Domnul să binecuvânteze orice inimă. 4. Ei au fost nepricepuți pentru că n-au crezut tot ce scrie proroci. Când Iisus Hristos le-a spus cum stă dezamăgirea lor, și-a început să le spună, bă, frați, la punctul 3, nu trebuia să sufere Hristos aceste lucruri și să intre în slava sa? O întrebare. Hai să vedem. Și-a început de la Biblia asta care o avem aici și le-a tâlcuit în toate scripturile cum e cu ultimele 3 zile de dezamăgire. Hai să vedem. Ce spune Genesa, ce spune Exod, ce spune Psalmii, o grămadă de psalmi, profeți, până în detaliu, până la oțet, până la zarurile aruncate pentru cămașa lui. Până unde mai vreți? Până la mormânt, până la locul mormântului, tot în detaliu. Ce spuneți? Ne prindem de cap, cine-i fi? A început să intre un foc în inima lor și să-i ardă. Știți cine era focos? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a cercetat inima lor și le-a făcut inima bună să primească cuvântul lui Dumnezeu și când ascultau scripturile, un foc le ardea în inima lor, credând din toată inima că în această seară cel care se prezentă în adunare este focul Duhului Sfânt, care a încălzit inimile de noastre că îl simt pe Dumnezeu în adunare și numai că îl simt, cred că Iisus Hristos este în adunare și cred că El a atins și atinge multe inimi din toată inima glorie lui Iisus în veci. Glorie lui Iisus în veci! După ce a văzut treaba asta, am zis, de fapt, toate dezamăgirile noastre sunt rezultatul și rodul proprii noastre nepriceperi. Doamne Iisuse, ai avut dreptate, suntem nepricepuși și zăbavnici cu inima, doar atunci mai ales când este vorba să credem ce scrie în cartea asta. Credem în orice aproape. Credem în pietri, în bolovani și pot să merg mai departe, dar mă opresc. Când e vorba să credem în asta, avem ceva probleme. Doamne, lasă un duc de înțelepciune peste noi. Și 4, că îl mai am anunțat odată, nepriceperea noastră în ce privește creștinismul pe lângă Biblie este că deodată când Dumnezeu este gata să lucreze supranatural în viețile noastre și a oamenilor, noi rămânem șocați și uimiți. Nu ne place supranaturalul. Nu ne place. Deși noi credem într-un Dumnezeu supranatural, dar când El vrea să vină spre noi să se manifeste într-un fel sau altul, avem reacții uneori, nu numai de uimire, uneori total nesănătoase. Ba mai mult au spus ei. Spuneți, dați-vă drumul. Niște femei ne-au pus în uimire. Știți cum erau privite femeile de ei? Nu mai discutăm povestea. Nu era emanciparea din vremea noastră, stimate surori. Domnul să vă binecuvânteze. Dumneavoastră când ziceți ceva, acum chiar toți acționăm. Știm din casele noastre asta. Atunci nu era cam așa. Femeia zicea ceva, las, mai bine ai tăcea. Acum s-a schimbat lucrurile. Spre fericirea sau Domnul să vă binecuvânteze. Ba, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. De ce? Ce s-a întâmplat? De ce v-a șocat femeile? O zis că au avut o vedenie de îngeri. Auzi că femeile au văzut îngeri. De vedea altcineva îngeri, bă, mai cred că un bărbat sau altcineva, aproape că credeam. Dar Dumnezeu, îngerii puteau să se arate și lui Petru, și, dar ei erau plecați, duși, aveau probleme de îndoieli. Dar femeile au rămas acolo lângă groapă și ca dovadă, dragostea lor pentru Hristosul și mort a fost răsplătită, că au văzut o vedenie de îngeri și le-a spus, știi ceva? Pentru ce căutați pe Iisus care este viu printre cei morți? A înviat, plecați. Și au văzut o vedenie de îngeri acolo. Un înger stătea la cap, spunea și unul la picioare. Și când au zis ele că au văzut îngeri, ăștia au rămas uimiți și șocați. Cum să se arate îngerii femeilor? Vă întreb pe dumneavoastră de aici din biserică, care suntem aici, dumneavoastră mai credeți în îngeri? Credeți în existența îngerilor? Credeți în existența îngerilor? Asta e lumea lui Dumnezeu, de aia e frumoasă. Îngerul lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdii. Gustați și vedeți
Ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în Domnul! Glorificat să fie numele Domnului! Glorificat să fie numele Domnului! Nu numai un înger! Îngerii Domnului tăbărăsc! Știți când tăbărăsc uneori ciorile așa undeva deodată, vin așa câte un stol? Ele nu vin așa una, două, părând, așa rar. Când tăbărăște ceva, sau tăbărăște cineva pe tine, sau unul când mă întorc acasă, tăbărăsc copiii pe mine, mă dărâm aproape, că sunt destui de mari, o parte din ei. Și mă dărâmă, tăbărăsc așa, ei n-au scrupule, că le dor de mine, că mă împing, că mă... Pe cap, pe mâini, pe asta, numai cât mă țin eu să pot rezista. De ascultați-mă, nu-și cer voie să vină. Tati pot să sar pe tine. Ei au venit și dă-i drumul toți. Am vă gândit câți am, 4 am, dar... Am vrut să vă las așa. Și deodată când tăbărăsc, îmi țin echilibru. Așa e de frumos în lumea lui Dumnezeu, că spune că îngerii tăbărăsc. Vin așa o grămadă și ne scapă de împrimejde. Nici ne știți de câte sute de mii de ori îngerul Dumnezeu a fost la datorie și v-a scăpat de multe primejde. Aleluia! Uneori ați rămas șocați. Nu că există îngeri. Cum ați reușit? Dar uneori nepricepuții de noi am spus, bă, ce șofer bun am fost. În ultima secundă am tras, vezi de treabă, nu tu ai tras. Asta e adevărul. Aleluia! Să dăm slavă lui Dumnezeu! Să dăm slavă lui Dumnezeu! Să dăm slavă lui Dumnezeu! Îngerul lui Dumnezeu sunt preajma noastră! Noi în familie am avut o experiență cu băiatul, cu Robert, o spun așa întreagăt în încheiere, că a avut probleme cu astmul. Nu știu dacă am spus asta în Elim, în altă parte cred că am spus-o. Și am mers cu el lângă Veneția, în Italia, pentru acolo la Marea Adriatică, ni s-a spus că o cantitate mai mare de sare și așa mai departe îl va ajuta. Avea 2 ani și jumătate. Am mers cu soția acolo și cu fiica cea mare și cum cu o familie apropiată nouă și am stat acolo o săptămână. Într-o seară, ieșind așa cum se iasă vara, unde este la mare, la magazinele aia una lângă alta și un puhoi de oameni care mergeau în toate sensurile, ne-am băgat și noi într-un magazin și sigur că tot timpul umblam cu ochii după el că era mai rapid. Și când ne-am învârtit acolo la ceva, ne-am uitat, sigur că Robert a dispărut în secundele, minutul următor, nu l-am mai găsit, stânga, în dreapta, printre haine, n-a fost, am ieșit afară, soția în stânga, eu în dreapta, familia aceea, soția a intrat în panică, a plâns, l-a strigat, 2 ani jumate în Italia, nu limbă, nu nimic. Și dați-mi voie să spun că preț de... 5-10 minute, nu l-am găsit, am mers pe o anumită distanță, toți în toate direcțiile posibile și nu l-am găsit. M-am oprit și am zis, Doamne Dumnezeule, cam așa reacționăm toți când sunt în momente de astea grele. Am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mă pedepsești pentru multe lucruri și nebunii din viața mea, ai toată libertatea să o faci. O merit și mă plec în fața Ta. Am o rugăciune. Te rog frumos, dă-mi voie să aleg și să-ți cer să nu mă pedepsești. Te rog frumos, dă-mi-l pe Robert înapoi să-l găsesc. În momentul ăla am simțit în inima mea și am auzit o voce. Du-te la hotel. Am refuzat, din rațiune. La 2 ani și jumătate, pe o anumită stradă, la distanță, la etajul 2, am zis, Robert, n-are nicio șansă să ajungă singur. Am început să mă rog, auzeam soția strigând disperat, și am auzit cu insistență în inima mea încă o dată îndemnul ăsta. Mergi la hotel. Am cedat. M-am dus la hotel cu frică și cu îndoială. Am sunat la ușă la etajul 2. Au ieșit copiii familiei celelalte la ușă și am întrebat așa ca un nebun. Robert e aici? Și a zis da. De câteva minute a intrat în apartament. Și eu întrebare. Cine l-a adus? Și el mi-a spus... A fost un bărbat înalt, cu barbă, a sunat, l-a lăsat, n-a zis absolut nimic și a plecat. Nimeni nu o să mă convingă niciodată, nici o rațiune din lumea asta. Trăiesc prin credință, cred din toată ființa mea că un înger al lui Dumnezeu l-a dus pe Robert la apartament, la hotel. Cred din toată inima mea și laud pe Dumnezeul minunilor. Și vă pot ține aici, cum mă puteți ține dumneavoastră până dimineață, să povestim câte minuni a făcut Dumnezeu în viața mea și de câte ori am văzut mâna supranaturală a lui Dumnezeu în viețile noastre și îl slăvesc pe Dumnezeu cu toată ființa mea. Și vreau să ne adunăm creștinismul nostru slăbănog, lipsit de puterea lui Dumnezeu, niște vremi tulburi în care de multe ori nu mai știm multe să acționăm și aș vrea să-L reinstaurăm pe Iisus Hristos ca Domn al vieții noastre
să-L reașezăm pe Iisus Hristos ca Domn al adunărilor noastre și să credem că în El este putere și viață, că în El este o sursă infinită de vindecare și de eliberare, că El este în continuare Dumnezeul minunilor, are poate despica Marea Roșie în două, să trecem ca pe uscat, spuneți amin, are poate să ne dea pâine și apă, care poate să ne vindece copiii și soțiile și bărbați, are poate să se atingă de oameni demonizați și să elibereze. Cred că este vremea să ne depărtăm de creștinismul nebiblic pe care îl poți așeza foarte frumos într-o vitrină și îl poți șterge de praf și lusturie în fiecare duminică. Nu-l vreau, nu-l vreau, mă debarasez de el, cred într-un Dumnezeu senzațional care este prezent după voia lui desăvârșită în viețile noastre și lucrează. Când vrea El, cum vrea El și prin cine vrea El. Îl respect ca suveran, ca Dumnezeu, mă aplec sub puterea Lui, dar rog zi și noapte să lucreze cu putere în viața mea și în casa mea și în slujirea mea. Rog și în această seară, L-am rugat înainte să mă ridic, Doamne, eu sunt un zero. Tu ești Dumnezeu pe tron. Tu ești un Dumnezeu al minunilor. Tu poți în seara aceasta mântui, tu poți în seara aceasta vindeca, în timp ce predic te poți atinge de bărbați, de femei, de oameni și îți poți arăta în biserica din Elim puterea ta suverană. Nu-i spun cum să lucrezi, îi spun doar să lucrezi și Dumnezeu să-și arate puterea Lui în adunare, aleluia. Glorificat să fie numele Domnului, glorificat să fie numele Domnului! N-ar trebui oameni buni și prieteni dragi și frați și surori să fim uimiți când Dumnezeu lucrează supranatural. N-ar trebui să fim șocați ca ei. Ar trebui să fim uimiți, șocați și dezechilibrați și să ne prăbușim în genunchi zile întregi pentru că Dumnezeu nu mai lucrează printre noi, ci lucrăm noi și capacitățile noastre, noi și inteligența noastră. Ne-am pus pe tron, i-am dat locul lui Dumnezeu în predică, i-am dat locul lui Dumnezeu în cântare, i-am dat locul lui Dumnezeu în pastorație și falimentele să țin lanț de noi, pentru că singurul care elimină falimentul este cel care este biruința. Numele Lui este Iisus! Iisus Hristos Domnul! Iisus trebuie reașezat în slujbe, în centru! Aleluia! Aleluia! Ca și slujitor, mă izbesc de o întrebare de multe ori, pe care mi-o pun prieteni. Domnul predicator, de la ce biserică să mă duc? Și spun asta mai ales când de multe ori predic în afara bisericii. La ce biserică să mă duc? Și dumneavoastră ce mi-a spune să spun? Știu ce mi-a spune. Probabil că v-aș spune și eu la fel. Știți ce le spun acestor oameni? Încercând să mă debarasez de noi și la noi. Le spun așa. Știu unde să mergeți? Să căutați o biserică în care de când ați intrat pe ușă, poate înainte de ușă, în cântare, în centru ei, nu cântări din astea, dumă, adumă, împinge-mă, trage-mă, atinge-mă, tot mă aștept, bă, unde e Iisus? În fin. În centru cântării, pomenit cu insistență, strofă de strofă, că așa a făcut fratele Moldovianu și mulți alți poeți, l-au pus cu prisosință, cu insistență, cu smerenie, un nume. Și acest nume este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Trage cu urechea, taci, nu cânta. Și dacă în cântările alea care se părândă, cu obsesie, Iisus, 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 intră. Dacă îi auzi pe oamenii rugându-se comun, fiecare pe rând, și în rugăciunile lor găsești că se etalează un singur nume, Iisus, rămâi. Dacă îl auzi pe păstor, pe predicator, că nu vorbește, să vezi că eu când eram și când mergeam și când făceam și când unde am fost eu și când am predicat eu și când ce mulțime erau, dacă așa vorbește, nu mai stau un minut, ieși și pleacă. Dacă în predica lui este pomenit până la epuizare, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, intră și rămâi. Rămâi pentru toată viața ta acolo, că o fi cu cruce la intrare, că o fi cu altceva, cu X, cu Y, nu știu. Rămâi acolo, nu întreba cine e păstor, rămâi pentru că acolo este Dumnezeu, este Hristos, este Duhul Sfânt și mai ales este Biblia. Pentru că în cerul Dumnezeu zi și noapte să strigă fără încetare. Toată slava, toată gloria și toată cinste este a Mielului.
Cerul nu s-a plictisit. Poeții noștri, slăbănoci, s-au plictisit de Domnul și au băgat o grămadă de neajunsuri. E timpul pentru Iisus. E timpul pentru Iisus în cântare. E timpul pentru Iisus în rugăciune. Că unii se roagă să-i audă alții. E timpul să ne rugăm lui Iisus, care are în mână cerul și pământul. Și e timpul ca să lăsăm pe Iisus în rugăciune. Roagă-te simplu, roagă-te simplu. Nu te ruga, nu aveți să faci vulcan în adunare. Roagă-te să se prezinte Iisus la rugăciunea ta și crede în Domnul. E timpul să-L reinstaurăm pe Iisus în predici și e timpul să lăsăm pe Iisus să fie în centrul adunării. Să spunem toată adunarea, aleluia! Amin. N-am vrut să știu între voi pe altcineva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Binecuvântat să fie Iisus în Elim! Binecuvântat să fie Iisus în Elim! Binecuvântat să fie Iisus în Elim! Aleluia! A ajuns și Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe. Iisus e un gentleman, credeți-mă. Și după toată predica lui de pe drum, a zis plec, probând cea mai sensibilă coardă a ființei noastre, dragoste. S-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar deodată s-a întâlnit cu o reacție pe care el a iubit-o. Rămâi cu noi. Sfârșit aproape de praznic de Paști. Ce-i spun lui Iisus la sfârșitul praznicului? O fă frumos! Știți ce-i spun? Rămâi cu noi! Rămâi cu noi! El vrea să plece. Nu, rămâi cu noi! Este seară, e târziu. Rămâi cu noi! Iisus a rămas. Știți ceva? S-a pus la masă cu ei. Mi-am imaginat tot timpul povestea asta pe care v-am predicat, că Iisus a avut o tunică foarte largă și tot timpul și-a ținut mâinile cumva închise și trase așa. Când a ajuns la masă și s-a așezat cu ei la masă și a scos mâinile, a luat o pâine și a frânt-o. Și când a frânt pâinea și a întors mâinile, nu era greu, cei doi au văzut că mâinile lui erau cu cicatrici și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Iisus Hristos este Domnul. Este Cel care a murit și a înviat pentru tine. L-au cunoscut la frângerea pâinii și în ceasul ăla s-au ridicat, Iisus a plecat, s-a făcut nevăzut, dar i-au plecat, mi-este greu să văd cum le-a rărgat picioarele. Viața lor avea direcție. Amin. Știți de ce? Biblia. Știți cum arăta fața lor? Strălucea de bucurie. Știți de ce? Iisus, Biblia, au priceput. Nu mai aveau probleme, totul era în regulă, nu mai erau șocați, Iisus este viu. Închei predica spunând, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Vă iubesc, Timișoara, Dumnezeu să rămână cu voi! Dumnezeu să vă mântuiască! Dumnezeu să ne țină în harul Lui! Sunt fericit, sunt bucuros, am o țintă, alerg, mă duc, cred în Biblie, într-un Dumnezeu supranatural, mă bucur de tot ce face Domnul și ne întâlnim la masă, într-o zi, la prânz. Vă iubesc din toată inima mea, Domnul să vă binecuvânteze, amin.